Secția de box a Clubului Sportiv Târgoviște desfășoară o activitate intensă în această perioadă. Antrenorul Gheorghe Stan nu le-a dat pauză nici de sărbători sportivilor săi, pregătindu-i pentru finala Cupei României la cadeți desfășurată la Târgu Jiu în perioada 14-19 mai, dar și pentru campionatul național. Pugiliștii târgovișteni au bifat mai multe competiții, antrenorul Gheorghe Stan considerând că pe lângă antrenamentele fizice și cele în sală, cea mai bună verificare a potențialului este considerată cea acumulată în meciurile de verificare. Noi am început un ciclu de pregătire pentru sportivii de la categoria de vârstă de cadeți, ce vom avea campionatele naționale și finala Cupei României în luna mai la Târgu Jiu și am avut ca stagii de pregătire. Noi nici n-am făcut pauză înainte de aceste sărbători, am avut antrenamente chiar până în ziua de sâmbătă și inclusiv sâmbătă. Singura zi liberă am avut o duminică de Paști și după care am reluat antrenamentele. În Vinerea Mare am avut o competiție la sala Doroftei, un trial de selecție chiar așa s-a numit Doroftei, unde am participat cu un număr de sportivi de la noi, de vreo 10 sportivi. S-au evidențiat Constantina Denis, Ștefan Gabriel la 56 de kilograme, Sofian Andrei. Antrenorul Gheorghe Stan își pune speranțe mari în sportivii săi și îi vede urcând pe podium în viitoarele competiții oficiale. Pentru Cupa României au stabilit ca obiectiv îmbogățirea palmaresului cu cel puțin 2 medalii. Sperăm să venim cu cel puțin 2 medalii de la acest campionat, această Cupa României. Chiar un titlu de campion noi. Dacă nu suntem prea optimiști, sperăm, pentru că ne-am pregătit bine. Tot la fel, sportiv ca Sofian, Panait Ionuț, Ștefan Gabriel, Răzvan Cârstea, i-al desfărat, au boxat și s-au comportat foarte bine. Foarte mulțumitor și sperăm, iar mă repet, să facem performanță și să venim cu un titlu de campion de la Târgu Jiu. Antrenorul târgoviștean a declarat că pentru a domina ringul de box trebuie să-ți consideri adversarul un pion pe tabla de șah, mintea lucrând în același timp cu corpul. Deși pare un sport dur, este o muncă de creație. Noi trebuie să venim cu ceva în plus față de adversar, prin gândire, prin stilul nostru de pregătire și stilul care îl formăm unui sportiv și tot timpul le spunem că în box este ca o tablă de șah, unde ai în față doar adversarul și un spate cu un sfat și pregătirea care o ai în sala de antrenament.